La finele ședinței Consiliului Județean din data de 20 februarie, Gabriel Rădulescu și-a prezentat demisia din funcția de consilier județean. Rădulescu fusese ales pe lista PNL, însă există voci care susțin că va candida din partea PSD. Da, domnul Rădulescu, vă ascult. Domnul președinte, dragi colegi, onorată asistență, permiteți-mi și mie să anunț ceva. Începând cu mâine, data de 21.02.2020, când înaintez demisia din acest Consiliu Județean. Din funcția de consilier. Decizia mea aparține în totalitate, este irevocabilă și vreau să vă spun că tuturor a fost o onoare și o plăcere să lucrez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim mult, domnul Rădulescu. A fost o mare cinste și onoare să te avem coleg consilier județean, să poți să decizi pentru ce a însemnat binele județului Tarăș. Mulțumim pentru activitatea de 3 ani, 3 ani jumate, mai mult, 3 câteva luni. 3 plus 4. Da, mulțumesc, aproape 4 ani. Mulțumim mult pentru activitatea depusă.